Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născut în această zi de 9 noiembrie, ești o visătoare purtată de tot ceea ce este ciudat, misterios și necunoscut. Cea mai fină intuiție este piatra de temelie a existenței tale. Ești atât de sensibilă la vibrațiile invizibile ale lumii încât percepi cu ușurință ceea ce alții nici nu observă. Totuși, nici sensibilitatea, nici spiritualitatea nascută nu te vor opri de la acțiuni decisive dacă consideri că este necesar. Te confrunți cu o puternică ispită de a te dedica momentului, la tot felul de plăceri pământești, de a te implica în căutarea neobosită a înălțimilor empirice. Ești adesea complet în stăpânirea plăcerii în care ești în prezent și... Prin urmare nu ești suficientă de conștientă de ce forțe întunecate pot acționa în spatele lor. Pentru tine, cea mai importantă și potențial benefică sarcină este să te privești cu îndrăzneala în ochii și să înveți, de asemenea, cum să-ți direcționezi talentele și energia remarcabile care dau peste margine într-un mod constructiv și util. Ispita, ca atare, trece ca un fer roșu prin viața ta punând în fața ta astfel de dileme intractabile precum raportul dintre experiența matură, moralitatea socială și cea personală, și altele. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, prudență, independență, capacitatea de a înțelege punctele slabe ale inamicului, Sârguință, dăruire, responsabilitate. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice. Curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți-asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, Răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovoiala. Toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru lipsa de încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, în sinceritatea lor, precum și pentru suspiciune. Ești poate cel mai visător dintre scorpioni, ești capabilă să-ți petreci cea mai mare parte a vieții într-o singură noapte, dar aceste lucruri nu te împiedică să ai succes în activitățile tale profesionale. Tot ceea ce ai nevoie pentru dezvoltarea și creșterea carierei este o mână puternică de conducere. Ai o personalitate extraordinară cu multe avantaje, ești credincioasă, loială, prețuiești prietenia, ești greu de înțeles, este aproape imposibil să-ți se prezică acțiunile. În același timp, oricine se poate baza pe tine în orice situație. De obicei, instinctele etice sunt bine dezvoltate în tine. Așa că atunci când păcătuiești, ești conștientă de acest lucru. Cu toate acestea, poți merge atât de departe încât să poți primi satisfacții intelectuale și fizice în cazuri periculoase, întunecate și direct ilegale. Un moment pozitiv foarte puternic în viața ta este bucuria descoperirii. Adesea experiențele tale active îți oferă posibilitatea de a atrage o concluzie importantă despre tine însăți și despre viață în general. Dacă ai dezvoltat de-a lungul anilor o înclinație pentru filozofie, ești capabilă să rămâi într-o stare de contemplație și reflexie în care să-ți poți evalua pe deplin acțiunile și să iei o decizie rezonabilă. Cu toate acestea, chiar fiind înțeleaptă în experiența de viață, te gândești foarte rar la locul pe care îl poți ocupa. Trăiești cum se spune, în prag, prin urmare, este important pentru tine să te poți proteja. În plus, este de dorit să înveți să ai respect față de ceilalți și să încerci să eviți motivele egoiste în relațiile cu aceștia. Fiind foarte sensibilă la refuzuri, riști de asemenea să te retragi din tine însăți, fiind singură cu îndoielile și temerile tale și... În cazuri extreme, să te stabilești într-o lume cu fantezie întunecate, pe de altă parte poți folosi relațiile cele mai profunde cu partea întunecată pentru a înțelege viața și universul și, mai important, poți ști să împărtășești aceste cunoștințe cu ceilalți, la fel ca orfeu care se ridică din lumea subpământană, nu trebuie să privești niciodată înapoi, ci să avansezi constant înainte și în sus, spre lumină te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești senzuală, misterioasă, nemiloasă, atractivă, intensă, complexă, te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți dă aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, Aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 9 noiembrie soarta ta? Ești foarte susceptibilă la bucuriile și inspitele pământești și rară ori te gândești la viitor. După ce te-ai dedicat complet unui fel de divertisment, Ești lipsită de posibilitatea de a evalua în mod obiectiv atmosfera care predomină în jurul tău și de a lua măsurile necesare în timp, dacă te poți opri o secundă și îți dai seama ce se întâmplă, nevoia urgentă de a-ți schimba stilul de viață va deveni evidentă pentru tine, abilitatea de a-ți direcționa energia disponibilă către dezvoluirea propriilor talente, aplicarea lor practică în diverse domenii ale vieții, va duce la schimbări semnificative în soarta ta. Un obstacol în calea unui stil de viață pozitiv va fi alegerile disponibile periodic și chiar știind răspunsul corect la situație, uneori, nu vei putea rezista să ai o decizie deliberată eronată. După ce ai mers prea departe pe calea greșită, poți trece prin punctul de neîntoarcere, iar linia nesigură dintre aspectele pozitive ale vieții și interiorul ei va înceta să fie simțită de tine, utilizându-ți abilitățile ingenioase în acțiuni legale, îți testezi forțele intelectuale și fizice, testând puterea spiritului tău, ceea ce este posibil doar în raport cu cazuri periculoase și vicioase. Cu toate acestea, bucuria de a face descoperiri pozitive în viața curentă obișnuită, măsurată, nu-ți este complet străină, cu creșterea constantă a cunoștințelor în diferite domenii ale acestei vieți, nu-ți este dificil să analizezi și să ajungi la anumite concluzii, experiența acumulată de tine îi poate face pe filozof să privească cu disperare problemele zadarnice care apar, rămânând în permanentă tensiune cu forțele tale mentale și spirituale. Îți dezvolți abilitatea de a primi loviturile soartei cu un prejudiciu minim asupra ta. Nu ai suficient respect pentru ceilalți. Știind prea multă despre partea negativă a vieții, poți dezvoli cu ușurință adevărata esența motivelor interlocutorilor, ceea ce te împiedică să fii neutră. Îți este dificil să-ți separi interesele de calcul în comunicarea cu oamenii? Ai obiceiul de a căuta sensul ascuns în tot ceea ce spun sau fac ceilalți. De asemenea, incapacitatea absolută de a percepe în mod obiectiv răspunsurile negative la cererile tale te conduce mai departe în propria ta lume. Temerile și îndoielile abstracte care îți chinuie sufletul pot face ca existența ta să nu aibă sens și să conducă la o cufundare completă în tine însăți îți poți orienta cunoștințele către dezvoltarea unor aspecte pozitive ale sferei sociale care nobilează structura societății moderne. Apariția unor obiective superioare în fața ta va duce la dezvăluirea în tine a noilor fațete ale personalității tale și la o îmbunătățire a componentei materiale a vieții tale, dragoste și compatibilitate. Natura ta pasională și grijulie poate da naștere, printre altele, unei opinii eronate că este o țintă pentru un partener neprincipial. Nu înțelegi că abilitatea ta unică de a recunoaște o minciună sau un joc necinstită nu te va ajuta în totdeauna într-o astfel de situație. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească? Este potrivit pentru tine? Va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău rai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemen este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile. De la prietenie la cooperare și de la ură la iubire, uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Îți place foarte mult să visezi, te străduiești toată viața pentru excelență personală și profesională, dar, spre deosebire de alții reprezentanței zodietale, nu te concentrezi pe obiective, ci pe vise. Acest lucru intervine foarte des în obținerea de rezultate specifice. Ideile tale grozave nu găsesc implementare practică. Situația se schimbă dacă primești sprijin serios în persoana partenerului de viață, a prietenului sau a profesorului, mentor. Pentru tine, bunăvoința, receptivitatea sunt caracteristice, dar nu poți fi numită sociabilă, deoarece ești adesea pierdută în gândire. Rară ori pe o carieră mețitoare, Te simți mult mai confortabil în liniște? faci ceea ce îți place pentru cei care plătesc bine. Lucrezi eficient atât independent, cât și în echipă. Este dificil să fii numită un bun jucător în echipă, dar îți îndeplinești sarcinile în cadrul cerințelor stabilite. Sănătate și boli, mai devreme sau mai târziu, trebuie să te confrunți cu instabilitate emoțională. Poți experimenta fobii, stări obsesive a face față fără ajutorul specialiștilor este foarte dificil. Respingerea stimulenților te va ajuta nebănuită de mult. Evoluțiile pot fi stabilizate printr-o dietă echilibrată, iar exercițiile fizice active, yoga și meditația vor aduce, de asemenea, beneficii indubitabile. În ceea ce privește alimentele, poate fi necesară reducerea consumului de alimente ang, în special produse din carne, și trecerea la o dietă predominant vegetariană, activitățile active legate de atingerea obiectivelor specifice, gimnastică, alpinism, surfing, etc., vor fi de mare folos pentru tine. Un somn bun este important, dar nu trebuie folosit ca fugă de realitate. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură puternică, cu voință decisivă. Ești închisă, practic noi prieteni, îi respingi de la sine cu izolarea și poți să trebuie să fii mai prietenoasă și mai deschisă, și atunci vei putea să-ți faci prieteni, pentru că oamenii își vor da seama că ești un prieten minunat pe care îl vor ajuta, susține și nu-l vor trăda. Perseverența naturală, o minte ascuțită și o voință puternică te ajută să obții o poziție înaltă și o bună stare financiară în viață sfaturi pentru tine. Trebuie să fii conștientă de consecințele propriilor acțiuni. Capacitatea de a supraviețui este importantă în această viață, dar nu plăti prea mult pentru asta. Dezvoltezi partea spirituală a personalității tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică dar aceste lucru nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, Ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și în inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să-ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă. Poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.